Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În Republica Fantastică România putem citi următorul titlu de presă. Un primar din Caraș Severin oferă o casă de vacanță celui care îi va convinge pe șefii județului să asfalteze un drum. Deci nu trebuie să asfalteze drumul, doar să-i convingă pe șefii de la județ. Băi, deci se oferă, oferim recompensă pentru cine asfaltează. Noi, comunitatea. Spuneți voi dacă există descriere mai bună a paradoxului în care trăim aici, pe meleagurile astea. Deci au început să apară pe aici, pe acolo, pe aici, pe acolo, primar de nădejde. Și nu de ieri de azi, tot timpul au fost în România, au mai fost lideri ai comunității, primari de nădejde, oameni care au vrut să facă ceva sau care fac tot ce pot pentru comunitatea lor, dar blocajele din sistem sunt atât de multe și atât de greu de depășit, încât exasperarea pândește la tot pasul. Și oamenii se mai și satură, adică fac asta un timp și după aia zic, băi, ia, nu se poate. Deci e vorba de un domn pe care îl cheamă Nicolae Tismănariu, dânsul e primar de mai multă vreme, în Gârnic, Garaj Severin. Locul pare să fie deosebit de frumos. N-am ajuns acolo niciodată, dar acum mi-a atras atenția, doar că trebuie să-mi schimb mașina, trebuie să-mi cumpăr un tractor. Primarul spune că vară de vară peste 8.000 de turiști se aventurează în zonă, iar unii străini chiar și-au cumpărat proprietăți pe dealurile din jur, case de vacanță, își fac case de vacanță atât de frumosie. Dar, cum spuneam, ca să ajungi acolo, trebuie să iei în piept și în bucșe, pivă și amortizoare, un cumplit drum de pământ plin de gropi, gâlme și crevase, și evident că în plouă e nenorocire, clisă și nămol peste tot, un drum care, vorba primarului, n-a văzut niciodată asfaltul. Nu s-au cunoscut, nu s-au întâlnit. Nu știe ulița ce e la bitum. Cam așa e. Primarul și comunitatea ar fi dispus să facă ei înșiși drumul. Asta este exasperarea. Dar asta e ilegal în România. După câte știm, adică nu poți să faci, nu poți să repari singur ce nu repară statul. Și tu plătești ca statul să facă, statul nu face, nu poți să te ocupi tu, statul nu-ți dă voie, după cum a descoperit și primarul în urmă cu ceva timp, citez, a declarat pentru observatornews.ro, citez, am ieșit cu utilajele și cu angajații primăriei, am reparat drumul, iar după două săptămâni ne-am trezit cu o amendă de 30.000 de lei de la Parcul Național Porțile de Fier pentru modificare sol. Tare asta. Da, asta e cea mai tare. Așa e, știm că s-a mai întâmplat, adică au mai fost oameni exasperați, au făcut o groapă mare în fața casei, au ieșit, au compactat niște pietri și au luat amendă. N-ai voie să faci asta. Uh-huh. Într-un fel e logic. Are logică. Adică, totuși, drumurile trebuie să aibă un anumit standard, o anumită calitate, nu poți să intervii asupra lor oricum. Dacă le faci, trebuie să aibă un anumit standard. Da, zic. Păi e ca în teorema lui Ginsberg, adică asta e una din legile lui Murphy, care zice, nu poți câștiga, nu poți face egal, nu poți nici măcar să ieși din joc. Da. Aici așa este. Așa că exasperat, primarul anunță acum că oferă o casă de vacanță și titlul de cetățean de onoare aceluia care va reuși să asfalteze 10 km din drumul județean 571A. O acțiune care ar trebui să coste cam 1.000.000 de euro. Inițial, primarul s-a gândit să facă asta cu alți doi primari din zonă și să strângă împreună, dar e complicat să faci cu alți oameni, că poate ea nu vor, poate nu știu, că se gândea, hai să strângem banii, să plătim pe cineva, să facem ceva. Bun, asta este oferta, asta e recompensa. Răspunsul Consiliului Județean. Drumul este gestionat de Consiliul Județean. Ei ar trebui să se ocupe de refacerea drumului. Mm-hmm. Iată ce spune Romeo Dunca, președintele Consiliului Județean Caraș Severin, citat tot de observatornews.ro. Vă rog să fiți atenți. Răspuns de... Cum să spun? Băi, răspuns de oficial, de responsabil pentru soarta județului în anul la... deja începutul mileniului 3, nu? Citez. Nu vreau să le dau speranțe deșarte, dar îi asigur de tot concursul meu de a căuta soluții pentru a rezolva odată pentru totdeauna situația. Ură! Deci ce a răspuns domnul ăsta? Nimic. Deci, o să ajute el. Păi, scurge, domnul Dunca, serios, cu tot respectul, iertați-mă că vă curge un pic de rumeguș pe bărbie. Dom'le, serios, mai citesc o dată, nu vreau să le dau speranțe de șarte, adică, hai mă, Sanchi, plecați de aici. Dar îi asigur de tot concursul meu de a căuta soluții pentru a rezolva odată pentru totdeauna situația. Păi, soluția este în bugetul Consiliului Județean, poate nu anul ăsta că s-a terminat, dar în bugetul anului viitor, găsiți 1.000.000 de euro, poate cu o finanțare europeană, poate cu alte finanțări, faceți un împrumut, faceți ce trebuie și asfaltați acest drum. Și din taxele pe care după aceea le încasează comunitatea pe casele de vacanță care se fac acolo, turiști, nu știu ce, mai recuperează județul niște bani. Și în felul ăsta se progresează în Caraș Severin, care, să ne fie iertată
cum să spun, acuitatea observației, dar nu e chiar cel mai bogat județ din țara asta, adică ar avea nevoie de turiști, mai ales turiști străini, care vin cu euro, dolari și poate unii și cu mărci germane. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.